Horoscopul zilei de astăzi este influențat de energia puternică a lunii noi în Capricorn. Această poziție astrală aduce disciplină și realism, oferindu-ți abilitatea de a stabili obiective și de a începe să lucrezi la ele pe întreg parcursul anului. Este momentul potrivit pentru realizarea planurilor la nivel personal și profesional, iar perseverența și încrederea în sine vor fi cheia succesului. Berbec visează la imperiul pe care îl vei conduce într-o bună zi ascultând de ceea ce ți optește la ureche luna nouă în Capricorn. Zodia de pământ îți intensifică și mai tare ambiția. E adevărat că contează enorm să-ți placă ceea ce faci, dar cine spune că bucuria de a lucra ar trebui să excludă din start și bogăția? Nu te mai gândi la bani ca fiind ochiul dracului, ci mână de aur a abundenței. Taur, ție îți place rutina și obișnuința și a găsit locaș în viața ta. Tocmai de aceea, mâine ar trebui să te scuturi de banal și să încerci ceva neconvențional. Pregătirea ta excelentă pentru orice situație a vieții, suntem siguri că ai deja o listă bogată cu activități pline de neprevăzut pe care le-ai încerca. Dă curs măcar uneia dintre ele, fie că înseamnă să înveți să patinezi sau să mergi la stand-up comedy. Gemeni, senzualitatea continuă să fie accentuată de contextul astrologic bogat în influențe de pământ ale începutului de an. Ce spui dacă ai schimba acea pijama groasă și comodă în care ai stat de sărbător pentru că cămașă de noapte sau un set luxuriant de mătase. Când te simți bine, arăți fabulos și așa trezești zeița din tine. Ra, comunicarea e atât de importantă într-un cuplu. Nu poți da doar tu, sperând că într-o zi balanța se va reechilibra în chip magic și o să primești ceea ce ai oferit. Pe de altă parte, dacă ești într-o relație sudată, atunci caută activități care să pună la oaltă calitățile voastre. Poate că este timpul să vă gândiți la o afacere comună. Leu, horoscopul de astăzi cu precizia și determinarea capricornului îți arată cum să îți îmbunătățești starea de sănătate. Îți lipsește motivația să te apuci serios să faci mișcare. Poate că un antrenor de fitness te va ajuta în acest sens. Nu uita nici de alimentație. Caută rețete pe bază de plante bogate în proteine pentru o iarnă fără răceli și fără disconfort. Fecioară. Cupidon e gata să țintească o săgeată spre inima ta mare. Dacă nu ai de cine să te îndrăgostești, poate că ideea e să renunți la acea relație din cauza căreia potențialul tău amoros pe de altă parte, dacă iubirea îți încălzește deja viața, acest context astrologic ofertant e ideal pentru o transformare profundă, cum ar fi să faci un bebe sau să te logodești. Balanță. Aprinde focul în vatra căminului tău. Fie că locuința ta e înzestrată sau nu cu o sobă sau cu un cămin, ai înțeles ideea. Asigură-te că ai ceea ce îți trebuie acasă. Armonie, frumusețe și liniște. Exact atributele unei balanțe veritabile. Presară puțină artă prin apartament. Zugrăvește pereții într-o culoare mai mai caldă sau schimbă draperiile, după cum nuanțează astrele. Scorpion, comunitatea este extrem de importantă pentru tine acum. Gândește-te la modurile în care ai putea sprijini viața din cartierul sau orașul tău. Ce spui dacă ai institui o bibliotecă din care fiecare poate să împrumute câte un titlu? Dacă ți se pare prea îndrăzneț sau nepotrivit, propune să începi să susții afacerile locale. Săgetător, banii contează fie că îți place să o recunosc sau nu și poți trăi la fel de boem și de liber dacă știi că te bazezi pe ei. Ce trebuie să faci acum e să acoperi găurile prin care poți pierde fonduri consistente, redu facturile căutând distribuitor cu oferte mai bune sau dezabonează-te de la toate serviciile pe care nu le folosești în mod constant. Capricorn, conform horoscopului de astăzi, ai șanse fantastice pentru a trăi o zi pe placul tău. Cu luna nouă strălucind în semnul Capricornului, nu te teme să faci totul pentru tine. fă pe plac în fiecare postează și nu da înapoi de la nimic. Fie că dorești să gorești după obiectivele tale la viteză maximă sau să îți iei vacanța ca să pleci într-o călătorie de descoperire a sinelui, intuiția ta știe cel mai bine. Părsător, ascultă un podcast spiritual, meditează sau fă yoga, dar executând mai degrabă mișcări blânde și gentile. Acestea sunt ingredientele unei zile luminate de luna nouă, cu potențial benefic, fiind însă pregătit pentru o revelație șocantă. Aceea că nu te mai reprezintă o activitate sau că nu mai iubești un om pe care îl vedeai ca fiind parte integrată a vieții tale. Nu te opune evoluției. Pești, în cercul tău de apropiat s-a strecurat un șarpe țipă astrele și este cazul să îl elimin cât de curând. Prietenii toxici, vampirii energetici și amicii de vreme bună nu au ce căuta prin preașma ta. Din potrivă, acum poți face minuni într-un grup de oameni cu filosofii și interese similare, căci lucruri în echipa a fost mereu specialitatea casei la un pește, relatează realitatea.net.